Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, revenim la cafea. Chiar dacă nu mai am cafeaua la îndemână acum, e o premieră și pentru noi să facem emisiune după emisiune. Da, așa s-a întâmplat. Trebuie să mărturisesc că noi trebuia să ne vedem ieri într-o formulă la emisiune, dar au fost lucruri care s-au întâmplat independent de voința mea și a celor doi invitați care vor fi prezentați imediat. Deci, oameni buni, astăzi la Piatra Neamț are loc un eveniment. O să vă spună chiar invitații mai mult despre acest eveniment. Eu trebuie să-mi fac datoria să-i prezint prima dată și după aceea să discutăm pe subiect. Am plăcerea să-i am în emisiune pe domnul Mihai Bauman. Bună dimineața! Bună dimineața! Regizor de film și unul din protagoniștii evenimentului de diseară, alături de domnul Alexandru Tudor Crăciun, care este mai cunoscut în zonă, în anumite medii, în calitate de producător aici, de producător de film. Bună dimineața, bine ați venit la cafea. Bună dimineața, bine v-am găsit. Avem cafea, nu avem sucuri de data asta, dar o să avem grijă să ne descurcăm și cu sucurile. Domnilor, haideți să vedem de ce ne vom bucura diseară. Cine începe? Regizorul sau producătorul? În mod normal ar trebui să înceapă producătorul. De obicei producătorul începe, regizorul și finalizează. Finalizează. Da. Haideți să vedem. Da, ne face mare plăcere. Mie cel puțin îmi face mare plăcere să mă întorc acasă. Eu fiind născut, crescut în Piatra Neamț. Face mare plăcere să mă întorc acasă cu ultimile două proiecte la care am lucrat împreună cu Mihai, un prieten drag mie. Diseară, ce vom vedea? Va fi în primul rând un eveniment de gală care va începe în jurul orei 17. În foaierul cinematografului Cinema Mon Amour vom avea o expoziție de artă, de artă plastică. Ne-am asociat și ne-a plăcut ideea asocierii evenimentului nostru cu tipul ăsta de eveniment de expoziție, pentru că există un cuvânt, există o temă a evenimentului care este școala. De ce spun asta? Asta că ați vorbit și mai devreme de școală. Exact. De ce că nu ești așa serios, Alexandru? Să stingem discuția aprinsă de mai devreme cu domnul primar. Bogdan, te rog să ilustrez, dacă mă vezi pe calculator, cu, dacă, lasă întreg. Să se vadă despre ce va fi. Da, da, te rog, te rog. Expoziția este axată cu niște, este despre niște artiști din județul Neamț. Vânzările care se vor face diseară, din vânzările tablourile, 50% se vor duce către burse de elevi sau ajutorarea elevilor. Foarte frumos. Da, este o inițiativă a Fundației Ilena și a Asociației Sens Civic. Care fac asta de multă vreme, adică nu e o chestie, ei fac nouă, fac de foarte mult și mi se pare extraordinar că se întâmplă chestia asta și sunt niște oameni care, cum să zic, e statul paralel, să continuăm politica, care face lucrurile să funcționeze cumva așa și de aia, adică... Știți cum e cu statul paralel din când în când face și lucruri bune. Exact, da. Se intersectează paralel. Da. Așa, deci practic... Expoziția din vânzarea tablourilor, niște bani, 50% se vor duce către elevi, studenți. Filmul nostru, primul nostru film, scurtmetrajul regizat de Mihai, produs de mine, este tot despre o poveste dintr-o școală. Da. Exact. El se numește Oase. Oase, da. O comedie neagră. O comedie neagră, exact. Cu Ilona Brezoianu. Cu Ilona Brezoianu, da? Mihai Constantin. Mihai Constantin, care probabil l-ați văzut, adică probabil cei mai mulți l-ați văzut în liceenii. Atunci jucau un elev, da? Acum joacă directorul unei școli. Și mulți l-au văzut și în București, o să-l vadă și la Piatra Neamț în curând, în Tacheianche și Cadă. Este un actor minunat, da, da, da. Și este un om extraordinar. Da, da. El nu prea a mai făcut film. În ultima perioadă, mai rar. Pentru că n-a mai vrut.
Și noi un an de zile ne-am ținut de capul lui, efectiv. Este un om extraordinar. Adică nu că ne-a respins, ci că, cum să zic, nu mai vroia să mai... Astea au fost cuvintele lui. Bă, v-ați ținut atât de mult de capul meu, că nu mai pot să vă mai refuz. Adică... Deci, revenim, Oase, deci o comedie neagră. Neagră. O poveste care se întinde... E o poveste spusă în, o poveste care se întinde pe mai mulți ani, dar spusă în 15 minute, versus Frate pentru frate, coproducția română-turcă, filmul de lungmetraj, care este povestea povestea într-o zi spusă în 80 și ceva de minute. Deci un pic e o... Îmi cer scuze, vreau să-l întreb pe regizor de data aceasta. Ce-i mai greu? Să faci o poveste... Deci, pentru o zi pusă în 80 de minute sau o poveste în 15 minute pe o perioadă mai lungă de timp? Bună întrebare. Eu am făcut și telenovele la viața mea. Asta ca să vă să dau și a treia variantă, care o telenovelă, poveste este expandată, se întâmplă pe o perioadă care nu poate fi definită, e foarte scurtă sau foarte lungă, într-un timp extrem de lung, care are sute de episoade. Toate sunt grele în felul lor, să știți. Un scurtmetraj cumva este mai greu din anumite puncte de vedere, pentru că în 15 minute, în câteva minute trebuie să spui toată povestea. La un lungmetraj ai timp să mai povestești, să explici mai clar. Într-un scurtmetraj mai greu să explică lucrurile. Și dar acum văd că aici că filmați cu telefoanele. Noi l-am filmat cu telefonul. Haideți să vă spun ceva, este un sistem care totul se produce în direct. Ați văzut că poți să faci aproape orice. Absolut orice. Avem regia care este de fapt într-o tabletă. Se pot este pune extraordinar. Titre. Tehnologia a ajuns la un nivel care nu se mai... Sunt de puțini din țară, cred. Absolut. Adică eu vă felicit. Vă felicit pentru asta, mi se pare extraordinar. La un moment dat treaba asta. E extrem de mobil totul, poți să faci orice oriunde, și eu mă bucur când aud că se fac filme filmate cu telefonul, pentru că calitatea imaginilor de este cele mai multe ori este... Mai ales la televizor sau exact. Pe un ecran. Este ok. Noi aici o să avem o avantpremieră. Oase va fi arătat pentru prima dată publicului. Nu, nici măcar noi nu l-am văzut pe ecran mare. Au. Deci o să fie o premieră așa pentru toată lumea. Absolut. Și am ales Piatra Neamț pentru că eu mă știu cu Alexandru de 20 de ani, nu știu. A lucrat la prima mea reclamă pe care am făcut-o ca regizor vreodată și de atunci am rămas prieteni. Deci ați făcut și reclame. Am făcut și reclame, am făcut de toate, da. Nu mi-au plăcut banii, așa că m-am întors la scurtmetraje. Dar peste tot pe unde am fost cu Alexandru, că el face și muzică, face și evenimente și am umblat foarte mult și am făcut foarte multe lucruri împreună. Foarte mulți din Piatra Neamț erau și eu n-am întâlnit o comunitate atât de unită. Întotdeauna venea, păi e din Piatra Neamț și ăla, păi știu, e din Piatra Neamț. Și se adunau, chiar dacă eram în Transilvania, chiar dacă eram la București, haideți chiar dacă eram ceva. Oriunde, mi se pare coleg, foarte mișto. Un coleg mă sună, ce știi, ai invitat la emisiune, așa, în ziua, dar e unul din Piatra Neamț, zice, îl primești, eu care nu sunt pietrean de origine, nu sunt, dar... De unde sunteți? Din Sibiu. Dar m-am aclimatizat aici. Adică, dacă e din Piatra, nu poți să-l refuz. Adică, clar, nu. Hai să o rezolvăm. Da, e valabilă ideea atât în țară cât și în străinătate. Adică am avut surpriza să ne vedem în cele mai ciudate colțuri. Haideți, explicați-mi un pic cum funcționează lucrurile. De exemplu, vrei să faci un scurtmetraj, ai ideea, ai scenariu, ai tot. Cum finanțezi lucrurile astea? Două variante, privat sau stat. Privat, acum începe filmul să devină un business, adică să poți să te duci să iei niște bani de la cineva, în ideea în care el și poate recupera, adică să fie o investiție, nu să fie o donație. Asta e o parte. În București, în țară, mai sunt firme mari care ușor au început să înțeleagă că pot să sponsorizeze sau să contribuie la tot felul de proiecte culturale sponsorizând sau dând bani.
Iar statul înseamnă doar CNCO, Centrul Național Cinematografiei. Și acolo cum te duci cu proiecte? Sau... Da, e un concurs. E un concurs. Da. Mă uitam acum în CV-ul dumneavoastră și în CV-ul dumneavoastră. Și am văzut că sunt mai multe în care apare cu sprijinul CNC. Da, deci, practic, te duci cu un proiect și acolo... Te duci cu un proiect, participi la un concurs de scenarii odată și concurs... Poți să vă întreb ceva? Concursurile sunt organizate românește sau... Nu. Sau sunt... Nu, sunt concursuri pe... În afara, până acum 2 ani, se prezenta totul pe hârtie scrisă. Ceea ce pentru noi toți, producători, regizori, scenografi, scenariști, dar lucrez cu toată echipa la un proiect, era într-adevăr o corvoadă. Ziceam, așa era un dosar. Să prindeți un dosar de 700 de pagini. Da. În de asta 5, v-am întrebat cum de funcționează. 5 ori, nu, dar și cu toată tehnologia din ziua de azi și imprimantele dau kicks la un moment dat când printează non-stop. Și te trezeai că trebuie să le numerotezi. Nu, intra, era greu. Era foarte greu. Acum e o platformă online, funcționează totul mult mai bine, mult mai secolul 21. Noi nu putem să zicem de alții. Ideea este că noi suntem, noi suntem atât de mici, suntem niște independenți. Și noi am câștigat ambele proiecte pe munca noastră. Adică nu a fost nicio... Ați spus o comedie neagră. Da. În ultima perioadă a apărut genul ăsta... în România, comedii negre. Da. De curând, tocmai am făcut un material, tot așa, la Piatra Neamț, la un eveniment, o comedie interesantă, cu actori din zona Moldovei, un primar din Vaslui, mă rog. Da. O comedie neagră, sincer, acum, okay. Acum era Morar, Postelnicu, ca actori. Deci o comedie neagră. Interesantă. Ca mod de abordare. A fost și prin acția festivalurilor internaționale. Așa. Genul acesta, oare de ce credeți că acum prinde? Comedia bufă prinde și comedia neagră. De ce? E o perioadă propice pentru vedeți, așa ceva? Vedeți, dumneavoastră, românul întotdeauna a râs, dar a făcut haz de necaz. Oameni de treabă se cheamă. Oameni de treabă, da. A făcut haz de necaz și a încercat să facă... Cinematograful, în schimb, a rămas foarte în urmă la nivel de poveste. Deși avem literatura asta cu toți povestitorii, cu Sadoveanu, cu Creangă, care erau povestitori, Rebrean, adică știau să spună povestea, știau ce cuvinte să folosească. E, în film nu prea s-a... La noi comediile au fost dintotdeauna destul de rare, destul de, cum să zic, groase, grotești, așa, grosiere. Au fost puține care au fost astea lui, cum și era, mai de era făcea Nicolaescu. Nu mai era dialogul, exact ce zice nu, Mihai. Nu erau inteligente, erau destul de... Numai vremea erau numai prostii, numai jurături, și lumea... Asta, nu, vorbesc și de pe vremea lui Ceaușescu, da, când se făcea acel gen de cinema care era destul de chinuit, așa, nu se putea zice o poveste niciun fel, pentru că n-aveai voie. Da, și tot și după asta, filmele, da, filmele care au luat premii și așa, erau normal, cumva întâi un creator, da? Ne gândim și la Eminescu. Putem să ne gândim la niște nume pe care le știm. Întotdeauna vin din niște chinuri. Sunt niște oameni care au niște da. Și cumva a fost o vindecare. Noi suntem în urmă cu absolut totul, inclusiv cu cinemaul, cu 40 de ani față de restul lumii civilizate. Adică nu există comparație niciun fel. Nici cu școlile. Iarăși că vorbesc de școlile. Vorbiți că suntem în urmă, dar știți, acum eu că fac ca ăla. Sunt, dar premii câștigăm. Gică contra, gică câștigăm premii. Noi facem filme pentru premii. Da, pentru am făcut foarte multe filme pentru premii, nu pentru public. Se cheamă filme de autor. Corect. Da, pentru că asta a fost. Care, într-adevăr, publicul de afară, criticii internaționali... Criticii, nu știu publicul. Nu prea publicul. E adevărat. Nu prea. Dar să știți că sunt câteva filme care au mai multe bilete vândute în afara țării decât în România. Da. Și atunci sparge alte bariere acolo. Pentru că ei ciudat, și ascultă de criticilor. Ei și ascultă de criticilor. Adică dacă te duci la Berlin, Neamțul are cultura să... Eu am făcut eforturi. Hai să spun că sunt un consumator de film. Și anumite filme premiate, nu dau nume că nu-i momentul să le vedeți, aici. Să stai deci acolo. Am stat să le văd și la un moment dat îmi venea să plâng. Te ții de scaun. Să... Te ții de scaun. Adică același lucru, e vorba de dacă îți place sau nu. Da. Bun, filmul ca realizare artistică, ca, să spunem, prestații actoricești,
Pretații actoricești, da, luate pe bucăți. Dar lucrurile s-au schimbat deci acum. Deci aia a fost rețeta, iartă-mă Mihai, aia a fost rețeta. Deci de prin 2000 și un pic, odată cu ce a câștigat premiul la Cannes, un Giu sau... Da. După aia toată lumea vrea să facă filme de genul ăla ca să ieși și să scoți capul afară. Dar nu e vorba de câte, e vorba de istorie, că nu putem să facem ca americani. Că nu putem să facem, că nu suntem ca ei. Nu putem să facem nici ca vezi. Suntem noi. Asta este... Noi nu suntem un neam creativ, asta e părerea mea. Eu am fost și la Cannes. Eu am făcut casting ani de zile. Eu nu am văzut, am văzut mii de copii. Nu știu dacă în acei mii de copii erau doi talentați. Nu avem asta, pentru că noi nu avem școala de așa natură, noi nu suntem obișnuiți copii, nu se duceau, nu făceau cursuri. În America toți cântă, toți dansează, au ore în școală de a face chestia asta. Da, n-avem eu cum. Așa că noi încet, încet învățăm să... Eu atunci nu, încă nu lucram, ba lucram împreună, n-am lucrat la proiectul, am mai făcut un scurtmetraj care a fost primul scurtmetraj independent care a participat la Cannes, selecționat într-o competiție. 4:15, sfârșitul lumii. 4:15 PM, sfârșitul lumii. Și acolo am fost printre ei și am rămas surprins să văd că directorul festivalului sau regizorii internaționali spuneau de noua mișcare românească. Adică ei văd cumva lucrurile, valul ăsta de care regizori vine, care tot vin, că n-a câștigat unul la 5 ani, au câștigat mai mult, consecutiv, s-au strâns, adică au ajuns să fie ei șef de festival, director de festival, adică s-au făcut niște pași mari să în ne întoarcem la evenimentul la noi, de diseară. Deci, nimicinea noastră. Cui vă adresați cu filmul? Filmele, pardon, ca să nu... Eu m-am axat un pic pe scurtmetraj, că îmi place genul. Noi acum e mai scurt și mai complex. Mai complex și acolo vezi și mâna, vezi și ideea, vezi nu și povestea. Pierde, nu prea are timp să se piardă. Acolo îți dai seama și de mâna celui care filmează și de mâna regizorului. Păi noi aveam ușor. Mai multe și avem mai multe planuri. Mai avem și un lung metraj pe țeavă, mai avem și un scurtmetraj, dar... Cu asta am câștigat la CNC, că am depus mai multe proiecte. Acolo iarăși te lovești de o barieră a selectorilor, a cititorilor de scenarii, care aici putem să deschidem un pic subiectul, că sunt unii care au experiență, sunt unii care n-au. Sau ce să nu ne pierdem iarăși. Ce te faci, da, ce te faci să ai experiență. Ne-a tras ideea, faptul că lungmetrajul era tot despre școală și o imagine izbitoare între Turcia și România, dar Turcia rurală și România rurală, ne-a atras ideea de școală. Ni s-a părut totuși și din punct de vedere al producției mai ușor față de ce alte scenarii aveam. Și de aici să vă spună regizorul. Da, evident că omul a întrebat altceva. Cui ne adresăm? În primul rând v-am zis, am venit la Piatra pentru că mi s-a părut foarte potrivit așa, Alexandru fiind din Piatra, fiind foarte legat. Eu personal am venit acasă și am dormit acasă la ei și știu familia. Și știu și, și cum să zic, foarte mulți prieteni de aici. Și am zis că mi se pare un punct de pornire bun. Și pentru scurtmetraj care va fi, v-am zis, pentru prima oară îl vedem și noi, pe ecran mare, adică, și pentru filmul acesta, care nu e un film ușor, e un film de festival, dar e foarte interesant de văzut dacă vreți să vedeți Turcia altfel decât o știți. Că se întâmplă în regiunea curdă, da, este povestea, deja, e foarte puternică. Deja mi-ați captat interesul cu și, zona respectivă. Da, adică copiii tocmai sunt niște curzi care merg la o școală turcească și e foarte interesant așa modul de a vedea o altfel de lume la care în mod normal nu avem acces. Că știm despre Turcia, da, Antalya și alte lucruri foarte frumoase. Cred că o discuție de genul ăsta ar trebui să o purtăm și după ce vedem. Eu sunt absolut de acord. Da, și putem pune invitat și pe Skype, adică avem o mulțime de posibilități tehnice. Ideea este că noi vă invităm și invităm pe toată lumea să vadă. Avem și Prosecco. Avem și această expoziție de la început care va ajuta elevii cu burse. Avem și aceste două filme, unul o comedie neagră, celălalt o dramă cu comedie, că nu este o dramă de la un cap la altul. Da. Și cred că va fi o seară interesantă. Deci, eu
eu nu mă pot decât alătura, să vină cât mai multă lume acolo să vadă, să discute, pentru că de fapt ăsta este scopul. Te duci să te distrezi și după aceea să poți să-ți împărtășești impresii despre ce ai văzut. Dacă mai ai și o expoziție înainte, mai ai și un prosecco. Aia zic. Mai ai și un prosecco. Seara poate fi împlinită în familie sau singur. Deci da, depinde cum vrei. Vă mulțumesc pentru participare. Mie îmi pare rău că lucrurile s-au întâmplat așa din scurt, că aveam multe, eu mă bucur foarte mult să mai stau de vorbă cu regizori, cu producători de film, cu artiști în general. De ce? Afli lucruri despre o lume care altfel nu o vezi decât în revistele de cancan. Pe mine care nu mă interesează cancanul, pe mine mă interesează lucrurile importante. Ce face un regizor ca să poată să descurce, ce face un producător, cum poți să faci, cum poți promova actori talentați sau netalentați. Mai ales în Piatra Neamț, care are o istorie A avut o istorie foarte bună a Teatrului Tineretului. Încet, încet. Poate... Va fi, eu sunt convins că va fi din nou. Vă mulțumesc, vă doresc multă baftă. Mulțumim și noi. Oameni buni, film care are legătură cu un pietrean. Asta este cuiul, ca să spun exact. Asta este cuiul. Al doilea ironic. Cui. Și așa, este la, și așa este la modă să ne uităm la seriale turcești pe marile rețele de televiziune din România, așa că uite, puteți vedea un film, mai ales că se referă la o zonă acum cu multe probleme, inclusiv politice și geopolitice, regiunea locuită de curs din Turcia. Cele bune, oameni buni, am făcut o oră, o emisiune, a doua, o să le punem și pe YouTube pentru cei care se vor uita acolo. Vă mulțumesc pentru participare și să ne vedem sănătoși la următoarea emisiune. Cele bune!